Cea mai complicată perioadă pentru jucătorii de fotbal o reprezintă perioada cantonamentului. Partea pozitivă este locația unde aceștia își desfășoară antrenamentul timp de 10 zile. Zona montană îi încarcă cu energii pozitive pe jucătorii echipei Foresta. Țin să menționez jucătorii plecați în cantonament. Aceștia sunt Augustin Cărbune, Sebastian Bilba, Haralambie Mociu, Paul Mateciuc, Eugeniu Celeadnic, Dudu Constantin Druga, Ruben Sumanariu, Simon Manduc, Sebastian Lupu, Andrei Cerlincă, Vlad Stănescu, Cornel Căinar, Mateo Riconi, Radu Ungureanu, Bogdan Filip, Florin Burghele, Dialo Flatie, Robert Marin și Alexandru Marin.